Acordul dintre premierul spaniol Pedro Sánchez și separatiștii catalani scoate mii de oameni în stradă. Partidele de dreapta au convocat proteste în marile orașe spaniole față de ceea ce numesc ele atacul la adresa independenței justiției prin grațierea separatiștilor catalani. Dar cu mai multe detalii din Spania vine chiar acum Felix Damiane, editor corespondent al Euronews. Felix, care este atmosfera pe străzile marilor orașe din Spania? Cred că și săptămâna trecută vorbeam de proteste. Uite că continuă acest val. Mihaela, există multă indignare pe străzile principalelor orașe din Spania. Zeci de mii de oameni au ieșit la manifestații convocate de partidele de dreapta. În principiu, Partidul Popular a fost cel care a adunat cei mai mulți oameni. La Puerta del Sol din Madrid, practic, toată zona a fost arhiplină, s-au adunat foarte mulți protestatari împotriva acestei concesii făcute de președintele interimar al guvernului Pedro Sánchez față de separatiștii catalani după acordul anunțat între Partidul Socialist și formațiunea Junts, care este condusă de separatistul Carles Puigdemont, aflat acum la Bruxelles. Sánchez și Puigdemont la închisoare, asta au strigat mulți participanți, printre ei se aflau și multe familii care agitau steaguri ale Spaniei și ale Uniunii Europene, dar și pancarte pe care scria indignarea Spaniei, Sánchez demisionează fără amnistie sau democrația din Spania este în pericol. Liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, și baronii săi regionali au ieșit practic la manifestații în toate marile orașe din Spania pentru a protesta față de ceea ce numesc ei capitularea absolută a socialistului Pedro Sánchez la cerințele separatiștilor catalani. De ce sunt nemulțumiți manifestanții? Pentru că Pedro Sánchez, în opinia lor, a reanimat separatismul din Catalonia. După 6 ani în care Carles Puigdemont a stat în autoexil, în principiu la Bruxelles, și mulți alți lideri catalani au fost refugiați în străinătate, ca să nu fie judecați de instanțele spaniole, acordul de investire le redă practic toate avantajele, li se iartă tot și pe lângă asta Catalonia primește o ștergere a datoriei de 15 miliarde de euro, va gestiona transportul feroviar și poate renegocia în viitor reținerea tuturor impozitelor plătite în regiune. Pe lângă asta, se recunoaște oficial ceea ce pare cel mai grav în viziunea partidelor de dreapta, se recunoaște așa zisul conflict politic dintre Catalonia și Spania și se va accepta figura unui negociator internațional care va gestiona din străinătate respectarea acordului dintre socialiști și separatiști. După cum îți imaginezi, foarte multe organizații și asociații din administrația justiției protestează. Există chiar posibilitatea ca judecarea liderilor catalani să fie afectată de așa zisul concept lawfare, care discreditează practic justiția spaniolă, acreditând existența unui război judiciar, a unei viziuni părtinitoare. 5 asociații ale gărzii civile spaniole au criticat acest acord de investitură dintre Partidul Socialist și Junts din Catalonia, pentru că, în opinia lor, atacă independența judiciară. Mulțumesc, Felix, pentru informații.